Programul pentru fertilizarea în vitro a fost stopat în 2024, după ce Ministerul Finanțelor nu a mai alocat fonduri, fiind finanțate doar procedurile în curs pentru cele 10.000 de dosare prevăzute pentru anul 2023. Însă această problemă a fost rezolvată. Potrivit Ministerului Familiei, Natalia Intontero, programul va merge mai departe doar dacă se va găsi finanțare și sprijin de la alte ministere cu buget ridicat pentru familiile care nu pot avea un copil. După cum știți, programul de fertilizare in vitro a fost blocat pentru anul acesta, Ministerul Finanțelor nealocându-ne sumele necesare pentru continuarea lui. În urmă cu o săptămână, ședința de guvern, în cadrul unei ordonanțe de urgență, a fost creat posibilitatea legală de a continua acest program și în anul 2024. Acum urmează a doua încercare. Practic, Ministerul de Finanțe este de acord, dar nu ne-a și dat suma de finanțare. A spus ca noi să vorbim la toate celelalte ministere pentru a identifica de la un minister să primim această sumă de bani. Vă mărturisesc că deja au pornit solicitări către Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, ministere care au buget mai mare și nu numai aceste ministere, pentru a vedea măsura în care ei nu au o execuție bugetară foarte mare și ar putea să ne ajute până la o rectificare bugetară.